Vinul Moldovei completează palmaresul cu noi medalii. Vinificatorii noștri au câștigat 57 de distincții la cel mai mare concurs de profil din țările asiatice, Asia Wine Trophy 2020. Două vineri au luat marea medalie de aur, alte 32 s-au învrednicit de medalia de aur, iar 23 de argint. Cea de-a 8-a ediție a concursului s-a desfășurat în Coreea de Sud. Succesul este unul foarte important în condițiile în care statele din Asia fac parte din categoria piețelor netradiționale de export pentru vinurile îmbuteliate cu o valoare adăugată înaltă. La competiția Asia Wine Trophy 2020, Republica Moldova a participat cu peste 120 de mostre de vin. În total au fost înregistrate în jur de 4300 din 34 de țări ale lumii. Acestea au fost apreciate de 140 de jurați internaționali de specialitate. Potrivit datelor statistice, piețele asiatice, în special China și Coreea de Sud, înscriu o creștere spectaculoasă a consumului de vinuri de import, ceea ce contribuie la creșterea ofertei. Ultimele studii de profil arată că tânăra generație este deschisă pentru cercetare și cunoașterea vinurilor de calitate, chiar dacă acestea nu fac parte din cultura tradițională locală. Asia Wine Trophy se desfășoară sub patrimoniul Organizației Internaționale a Viei și Vinului. Doar 30% dintre probele de vinuri înscrise în competiție pot obține medalii conform regulamentului. În anul 2019, vinificatorii moldoveni s-au ales cu alte 56 de medalii.